În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Multe erau văduvele din vremea lui Ilie Tesviteanul, când s-au închis cerurile 3 ani și 6 luni. Dar numai la una dintre ele a fost trimis Ilie, la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți erau leproși în vremea lui Elisei, prorocul. Dar numai unul dintre ei s-a curățit și acela a fost Neeman, sirianul. Iubiți credincioși, astăzi vreau să vă spun câteva cuvinte despre cum ne alege Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie Tesviteanul, singurul proroc din Vechiul Testament care are o ținere atât de importantă ca sărbătoare și prăznuire în Biserica Ortodoxă din Vechiul Testament până astăzi, ne dă curajul să spunem lucrurilor pe nume. Și anume, mulți dintre noi credem că numai aparținând unei generații sau unor absolvenți de anumite școli sau unor grupări elitiste, numai unora dintre noi, acestora, adică ne-ar fi îngăduit să credem că Dumnezeu deja ne-a extras din lume și acum noi suntem de altă categorie. Nu. Criteriile după care Dumnezeu ne alege sunt altele. Nu ne alege dintre generații pentru că, la un moment dat, îi avertiza pe farisei și pe saduchei și pe cărturari în vremea sa Mântuitorul, spunându-le: o să-mi spuneți că sunteți fiii lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Adevărat vă spun vouă că Dumnezeu poate să facă și din pietrele acestea fiii lui Avraam. Adică nu este suficient să fim din neamul cutare sau să fim colegi cu cutare sau cu cutare. Nu v-au auzit vreodată urechile spunând de către cineva: eu am fost coleg cu cutare. Și dacă ai fost, ai fost, nu ești. Important este să înțelegem care sunt totuși criteriile pe care Dumnezeu le folosește, de fapt, ca să ne aleagă. Pentru că ne alege Dumnezeu. Ne alege pentru că, vedeți, o singură văduvă din Sarepta Sidonului a primit binecuvântarea prin Ilie Tesviteanul, ca unde lemnul și făina să nu se termine câtă vreme stă prorocul în casa sa. Numai unul singur, Neeman sirianul, din atâția leproși, a fost vindecat. Să vedem, există totuși și criterii pentru care Dumnezeu ne alege să fim într-o parte sau într-alta. Ceea ce ni se spune astăzi, în această frumoasă zi a sărbătorii Sfântului Ilie Tesviteanul, este acela că singurul criteriu este acceptarea. Este foarte greu să înțelegem și am să vă dau un exemplu. Din zilele noastre, contemporan, adică cu noi, cu generația noastră, în 2011, după ce au căzut turnurile gemene, la câțiva ani de zile, când oamenii au început să mai vorbească, s-au făcut niște programe prin care au fost chemați, cu sinceritate, fără să fie obligați, supraviețuitorii. Dar nu supraviețuitorii aceia pe care i-am văzut și noi prin filmări, care se aruncau de la etaj vieții de ei, că nu știau ce se întâmplă, ci cei care trebuiau să fie la ora aceea în clădire și nu erau. Aceia erau adevărații supraviețuitori și de la ei trebuie să învățăm ceva. E vorba de vreo 180 și ceva de cazuri care au dat mărturie. Și am să vă citesc câteva dintre mărturiile lor. Câteva dintre mărturii care ne învață pe noi totul. În primul rând, criteriile selecției pe care Dumnezeu ne-o arată. Unul spunea că atunci când s-a trezit dimineața, soția a spus că fiul cel mic are febră și trebuie dus neapărat la doctor. Și ea nu poate să o facă pentru că are un program foarte strict. Acum să știți că vorbim despre o societate
mult mai strictă decât cea în care trăim noi. Când spune femeia că nu pot să mă duc cu copilul, vă imaginați că nu e un moft. La noi poate că am tratat altfel. Și atunci s-a dus cu copilul. Altul a spus, m-am suit în mașină și când s-o pornesc, n-am mai pornit, nu mai aveam baterie și până când mi-am adunat niște vecini să iau niște curent, a trecut vremea și am ratat ziua, n-am mai ajuns la muncă. Altul a spus că nu a știut că linia autobuzului pe care o folosea de fiecare dată dimineața și-a întârziat mașinile. Altul s-a accidentat pe drum pur și simplu, cineva l-a lovit cu o altă mașină. Altul petrecere de pieton datorită faptului că, datorită, nu din cauza, și o să vedeți de ce, datorită faptului că alt șofer n-a fost atent, a fost atins și dus imediat la spital. Și continuau toate celelalte mărturii de ce nu se aflau ei în turnuri în ziua și la ora respectivă. Nu cumva și noi începem să ne scotocim prin minte lucruri anevoios de acceptat? Cine, aflând de dimineață că trebuie să-și ducă copilul la spital, o face cu bucuria că este șansa vieții lui? Cât dintre noi, atunci când ne atinge cineva mașina într-o intersecție sau o găsim atins într-o parcare, s-ar bucura sau ar accepta, zicând, da, Doamne, înseamnă că trebuia să rămân aici sau să mai pierd ceva vreme, pentru că unde trebuia eu să mă duc, s-ar fi întâmplat altceva cu mine? Câți dintre noi putem să fim atât de lucizi încât atunci când aflăm că nu ne putem deplasa într-un anumit loc, să zicem, Doamne, îți mulțumesc, că înseamnă că nu trebuia să ajung în locul acela și la ora aceea? Acestea sunt criteriile pe care Dumnezeu ni le dă de a ne alege. Și anume acceptarea realității. Dar nu o acceptare în lanțuri, Doamne ferește, ci o acceptare frumoasă. O acceptare prin acțiune. Cel care a primit vestea că trebuie să-și ducă copilul la spital a făcut-o. Cel care a văzut că mașina lui pornește a făcut tot ceea ce îi stătea lui în putință ca să o pornească. Cel care a pierdut autobuzul a pierdut autobuzul și toți au aflat mai târziu că ceea ce i-a necăjit de dimineață, ceea ce era imposibil de acceptat, a fost șansa vieții lor. Despre acest lucru ne vorbește astăzi pericopa evanghelică atunci când ne spune mulți erau leproși în timpul lui Elisei și numai unul s-a curățit, și multe văduve erau în Sarepta Sidonului și numai la una a fost trimis Ilie. Iubiți credincioși, dacă ne vom aduna gândurile noastre și vom începe să trăim viața frumos și acceptând lucruri pe care cu anevoie le poate accepta cineva fără un antrenament duhovnicesc, începem să ne simțim aleșii lui Dumnezeu. Începem să ne simțim luați de Dumnezeu dintr-un loc în care vrăjmașul ar putea să ne facă răul. Luați de Dumnezeu dintr-un loc în care poate că noi înșine am putea să ne facem rău. Și atunci, dacă tot am aflat lucrul acesta, trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea. Atitudinea față de ce? Față de fiecare clipă pe care o trăim. Se spune că atunci când încep lucrurile să-ți meargă prost, să nu-ți mai iasă nimic, tot din ceea ce ți-ai plănuit să se ducă pe apa sâmbetei, înseamnă negreșit că urmează ca în viața ta să se întâmplă minune. În măsura în care vom înțelege și vom accepta modul acesta de viață, vom înțelege ce frumos este să fii alesul lui Dumnezeu. A fi alesul lui Dumnezeu nu înseamnă să fii
coleg cu sfinții lui. Pentru că să știți că și sfinții au avut contemporani. Și noi suntem contemporani cu sfinții. Dar ne ajută lucrul acesta nu în calitate de contemporani sau de colegi sau de cunoscuți cu ei, ci de modul în care sfinții cu care noi suntem contemporani sau cu care am fost colegi, cu care suntem colegi, ne-au schimbat viața în bine și noi am acceptat. Atunci când credem că cineva ne sâcâie, atunci se dau semnalele că Dumnezeu are un criteriu de selecție pentru noi. Eu, unul personal, să știți că vă pot spune următoarele. Mă consider alesul lui Dumnezeu pentru că din câți ucenici a avut Părintele Arsenie de la Techirghiol, eu am rămas unul care să dau mărturie în continuare. Pentru că ieri s-au întâmplat 6-7 ani de la trecerea la cele veșnice, m-au întrebat câțiva enoriași de ce nu am fost acolo. Zic, unde acolo? La mănăstirea Techirghiol. Pentru că am niște rânduieli pe care trebuie să le fac. Și am considerat că ieri, vineri fiind, joi fiind, pentru dragostea față de niște oameni care aveau nevoie de mine, care veneau de departe și plecau și mai departe, trebuia să rămân aici. Și știam sigur că Părintele Arsenie, dacă era să pună în balanță sau să-l întreb personal ce i-ar place să fac în ziua în care se împlinesc 7 ani, de la trecerea la Domnul, cu siguranță că mi-ar fi spus, frate, ocupă-te de fiii noștri duhovnicești, pentru că eu am conștiința că fiii mei duhovnicești sunt fiii părintelui duhovnicești. Fraților, asta înseamnă să ai conștiința unui om ales și nu sunt lucruri mari. V-am mai spus și altă dată, eu mi-am propus să ajung sfânt. O să râdă câțiva, dar să știți că eu până acolo vreau să merg. Vreți, nu vreți, mergem împreună pe calea aceasta și trebuie să descoperim o ușă deschisă. Asta înseamnă să fim unul dintre leproșii pe care Elisei i-a vindecat, una dintre văduvele pe care le-a mângâiat Ilie Tesviteanul în Sarepta Sidonului. Iubiți credincioși, trebuie să înțelegem că acceptarea ca singur criteriu al alegerii lui Dumnezeu este o provocare și o binecuvântare pentru zilele noastre. Dacă atunci când cineva, și mi-aduc aminte de lucruri care se întâmplau prin anii 80, la începutul anilor 80, știu că deschid un subiect foarte interesant, a fost prins, cum erau de obicei prinși oamenii, cu o caua mică, furase ceva. Și atunci avocatul i-a spus, uite, este primăvară, până în Paști vreau ca dosarul ăsta să meargă repede ca să primești și condamnarea. Vă imaginați acum, bietul om, când a aflat lucrul ăsta, a început să-i spună, domnule, știi, mai tărăgânează puțin, mai vezi ce faci. Nu, domnule, că știu eu ce fac. E mai bine așa. Omul a încercat să schimbe avocatul, bineînțeles că în vremea aceea nu prea erau posibilități așa mari să poți face schimbul ăsta. Cert este că omul a primit condamnarea pe loc și a doua zi a zis avocatul, felicitări. Pentru ce? Azi noapte s-a dat decret de amnistie generală și ești încadrat. Dacă nu aveai procesul încheiat, n-aveai nicio șansă. Te ridicau în câteva luni. Nici nu știi când îți dă Dumnezeu binele, nici nu știi când un necaz prin care treci, dacă îl accepti, poți să ajungi dincolo. V-am mai spus și de cazul celebru care, în momentul în care a avut o altercație pe șosea cu cineva, bineînțeles că cel în cauză, cel vinovat, adică fiind prieten cu toată poliția din zona respectivă, a fost scos pe românește bazma curată. Nu i s-a luat permisul nici lui, nici celuilalt, dar celuilalt n-avea de ce să îl ia. Și la vreo
După vreo lună și jumătate de la situația aceasta, la înmormântarea celui care fusese în cauză, care de-al minte murise într-un accident de circulație, cineva a întrebat dacă ar fi lăsat atunci permisul, mai eram noi la mormântare? Iubiți credincioși, criteriile pentru care Dumnezeu ne alege trebuie să fie respectate. Avem o viață frumoasă numai în măsura în care acceptăm provocările, acceptăm lucruri încărcate, acceptăm să trăim lângă cineva și la un moment dat ți se pare că ar fi și o alternativă mai frumoasă. Nu. Dumnezeu ți-a lăsat, cum i-a lăsat lui Sfântul Apostol Pavel, un ghim pentru trup, un înger al satanei ca să-l bată peste obraz. Dacă Sfântul Apostol Pavel mărturisea ca o spovedanie generală în fața oamenilor, de 3 ori m-am rugat la Dumnezeu să-mi ia această neputință a orbirii. Și mi s-a spus, îți este de ajuns harul. Și aici am ajuns la posibilitatea noastră de a detecta criteriul pentru cu care Dumnezeu ne alege, și anume, cum putem să știm noi? Harul este cel care ne șoptește. Acum să nu credeți că ne șoptește în sensul că trebuie să auzim voci. Că după aia ne iau frații psihiatrii cu ciocănelul la neurologie și după aia încet, încet ne învață mai multe. Nu trebuie să auzim voci, ci să simțim. În momentul în care simțim o palmă peste obraz, știm cu siguranță că Dumnezeu ne-a aranjat tenul, probabil că eram prea palizi și nu putea să o fac așa fără intervenție. Și l-a pus pe fratele X să-ți dea o palmă ca să arăți mai bine. În momentul în care acea palmă îți acumulează în tine bucuria harului că ai reușit să o iei, fără să o întorci, acela este un semnal că palma aceea este un criteriu prin care Dumnezeu te-a ales. Orice lucru care ți se întâmplă, de exemplu, dimineață vedeți că aveți pană. Băi, fraților, după ce ați întârziat 5 minute față de programul vostru și știți că dacă nu sunteți într-un anumit loc la 7:30, după aia nu mai ajungeți la 8:30, imaginați-vă că în acel moment primul gând este așa, de ce s-a întâmplat astăzi, de ce mie, de ce nu vecinul, te uiți și la celelalte vecini, mașini din parcare, vezi că niciuna nu are probleme. În momentul în care însă îți vine un gând frumos, știe Dumnezeu de ce mă întârzie sau știe Dumnezeu de ce nu plec eu acum cu mașina asta, în acel moment ai scăpat de un mare necaz. Și urmează cu siguranță ca în viața ta să se întâmple o minune. A trăi o minune sau a se întâmpla o minune cu noi nu este un element static, ci unul dinamic. Nu trebuie să privim pasiv așa, pică, pară, mălăiață. Nu, trebuie să facem și noi ceva. Să acceptăm. Ăsta este singurul răspuns pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Să acceptăm ca toate provocările, așa cum în miez de vară aflăm că vine o serie de musafiri peste altă serie de musafiri care nu mai pleacă, deși au zis că pleacă la programul respectiv, atunci să zici, Doamne, sunt foarte curios cu ce se va întâmpla în viața mea în perioada următoare. Dacă în noaptea aceea în care casa este plină și tu zici că nu mai ai loc de nimic, încearcă un hoț să intre în casă. Vă imaginați? Unde smulți, puterea crește. V-am dat un exemplu, dar sunt atâtea. A trăi frumos cu gândul că orice necaz este criteriu de alegere a lui Dumnezeu pentru noi, înseamnă deja a ne elibera de spaima, Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? E de bine, fraților. Și sunt sigur că Sfântul Proroc Ilie Tesvitanul mă iartă astăzi că n-am vorbit despre el, ci am vorbit despre faptele lui.
Am vorbit despre aceste criterii pe care noi trebuie să le învățăm. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne simțim acum mergând spre casă, văduva din Sarepta Sidonului și Neeman sirianul care ne-a curățit de lepră. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.